Vizita în Franța a preasfințitului Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a încheiat aseară în Biserica Sfinții Trei Ierarhi la Courneuve din Paris, un moment de rugăciune pentru cei bolnavi. Zilele acestea, ierarhul a susținut o conferință și a slujit în Duminica Sfintei Cruci în prezența a peste 1400 de credincioși români stabiliți în Franța. Ieri seară, numeroși credincioși din Paris s-au rugat pentru cei bolnavi împreună cu preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în parohia Sfinții Trei Ierarhi la Courneuve. Vă mulțumesc tuturor, de la mic la mare și de la mare la mic, pentru că m-ați înconjurat cu atâta dragoste și cu o rugăciune fierbinte și, dacă ați fi cu mine în Scandinavia, s-ar topi ghețarii și la propriu, nu numai la figura. Se simte căldura dumneavoastră, căldura dovnicească, desigur, dragostea dumneavoastră fierbinte și evlavia și râvna de a sluji a tot milostivului Dumnezeu. Nu vreau să-mi lungesc cuvântul, fiindcă aseară, în mare tihnă, v-am împărtășit ceea ce aveam de împărtășit în conferința cu tema Crucea tânărului în ziua de azi. V-am vorbit pendelete despre Sfânta Cruce în această duminică închinată lemnului celui de viață făcător la dumnezeiasca liturghie și atât conferința de aseară, cât și predica de la dumnezeiasca liturghie sunt înregistrate și sunt postate, așa cum v-am anunțat și dimineață, pe canalul Predice Episcopul Macarie, canalul YouTube, pe care puteți intra cu multă ușurință. Părintele paroh Mircea Filip i-a mulțumit ierarhului pentru cele 3 zile petrecute în parohia Sfinții Trei Ierarhi. Să duceți acest mesaj, preasfinția voastră, că Hristos este pretutindeni, este și acasă în Maramureș, este și acasă în Spermezău, este și acasă în Scandinavia, este și acasă în Paris, acolo unde slujim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și tainele Bisericii. Vă mulțumim în mod deosebit, excepțional, începând de vineri cu Liturghia Darurilor, sâmbătă dimineața Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și pomenirea celor adormiți, sâmbătă seara slujba vecerniei Marculitie și conferința atât de frumoasă. Trebuie reascultat această conferință și acest gând al preasfințitului Părinte Macarie către tineri și către părinți. Crucea tânărului în ziua de azi. Mulțumim și pentru liturghia arhierească de astăzi, unde sute, poate peste, nu zicem numărul, mii de credincioși au fost prezenți și s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului și pentru că, iată, la final de prim pelerinaj în parohia noastră, am încheiat cu slujirea acestei taine a Sfântului Maslu, taina vindecării sufletelor și a trupurilor noastre. Vă vom purta în gând, în suflet, în inimile noastre pe care le-ați încălzit în aceste zile și duceți căldura de aici, din orașul luminilor, unde este lumină duhovnicească și lumină materială, dar lumină duhovnicească. Iată aici, în zona pariziană, sunt peste 20 de parohii ortodoxe, un înalt preasfințitul a binecuvântat să se slujească și ați văzut în această seară câțiva dintre preoții din regiunea pariziană, cărora le mulțumesc cu această ocazie. Iată cât de bine și de frumos este ca să fim împreună. La final, credincioșii s-au închinat la raclele cu fragmente din moaștele mai multor sfinți.